Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava sărbătorește în perioada 7-13 octombrie 50 de ani de activitate. Vor fi organizate festivități și întâlniri în cadrul tuturor facultăților, dar și evenimente de amploare cu oficialități și miniștri. Manifestările au debutat cu reuniunea tuturor absolvenților promoțiilor 1963-2013. Luni a avut loc și vernisarea expozițiilor Oameni și locuințe USV și Galeria Rectorilor USV, dar și lansarea monografiei Universității Sucevene. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava împlinește în această toamnă o jumătate de secol de existență. Momentul jubiliar constituie un bun prilej de a medita asupra istoriei și asupra succeselor noastre, o ocazie de a reflecta asupra identității cu care ne mândrim și de a ne îndrepta gândul spre cei care au contribuit la edificarea ei. Prețuirea trecutului este o condiție esențială, nu singura, a teminiciei prezentului. Am astăzi onoarea să vorbesc celor cu care Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava s-a mândrit în toți acești 50 de ani și cu care, dacă Dumnezeu ne va ține sănătoși, ne vom mândri mulți ani de acum încolo. Apoi este datoria urmașilor noștri să nu uite trecutul și să construiască viitorul dezvoltând pe temelia lăsată de predecesori. Ne propunem, așadar, să evocăm, în acest moment jubiliar, oameni și fapte care au construit acest edificiu educațional, să valorizăm experiențele trecutului în așa fel încât ele să asigure dezvoltarea de azi a universității noastre. Săptămâna este marcată de festivități de decernare a titlurilor de doctor honoris causa pentru profesori din mediul academic, dar și de spectacole organizate în auditoriumul Iosef Schmidt. Sfârșitul de săptămână va întruni la Suceava toți rectorii universităților acreditate din România. Ministrul Educației, Remus Pricopie, va fi prezent la Universitatea Suceveană vineri la ședința festivă, la care vor participa și oficialitățile locale.